Magazinul de bric-a-brac literar și Dimitrie Nanu, Mihai Moșandrei, corespondență. Sunt cărțile lansate astăzi la Galeria Arta. Autorul celor două volume este profesorul Adrian Săvoiu, care a primit sprijinul lui Gheorghe Chița și al directorului editurii Ars Docendi, Ioan Crăciun, pentru realizarea acestor două volume. Dacă în magazinul de bric-a-brac literar Adrian Săvoiu vorbește de cei mai importanți scritori români, în cealaltă carte sunt prezentate o parte din scrisorile părintelui său spiritual, Mihai Moșandrei. Magazinul de bric-a-brac literar are un titlu puțin mai ciudat, care este explicat aici și mă simt dator eventual să-l prezint celor care nu-l cunosc. E într-un fel o amintire din anii adolescenței, când citeam în istoria literaturii a lui Călinescu capitolul despre Alexandru Odobescu și la un moment dat acolo Călinescu arăta că eseul Pseudo-Kinegeticos este un adevărat magazin de bric-a-brac literar. Mi-a plăcut formula aceasta și am păstrat-o pentru că această carte adună diverse articole publicate în diferite reviste pe ideea unui caleidoscop.